Am constatat faptul că este vorba despre un conflict în familie, între tată și fiu. Conflictul generează un alt conflict care de fapt a fost violent, cum s-a întâmplat ieri după amiază. Dacă cei din familie s-ar fi implicat puțin mai mult în rezolvarea acestui conflict, lucrurile nu ar fi ajuns în acest punct. În ziua de 23 februarie, tatăl și fiul s-au certat, conflictul a degenerat. Fiul l-a amenințat cu cuțitul pe tatăl său, acesta s-a speriat, a încercat să atragă atenția trecătorilor din zonă, ieși pe balcon. A vrut să sară de pe balcon, de altfel pe o copertină. Fiul a sesizat lucrul ăsta și la un moment dat i-a desprins mâinile. Deși era în poziția atârnând de marginea balconului, a căzut pe spațiul din fața blocului. A suferit câteva leziuni, victima a fost transportată la spital. În ceea ce privește inculpatul, acesta s-a speriat, a plecat din locuință, a doua zi, în jurul orelor 11, a luat un taxi, s-a deplasat pe raza localității Borsec, ar fi vrut să meargă în Miercurea Ciuc sau Iorgheni, a fost depistat în foarte scurt timp de către organele de poliție, de altfel un echipaj de poliție care trecea prin zonă ca urmare a comunicatului dat de către Inspectoratul General al Poliției, o atitudine deosebită din punctul meu de vedere și o colaborare foarte bună între inspectoratele de poliție, astfel că au reușit identificarea acestuia, prinderea lui, recunoaște săvârșirea faptului, numai că sunt explicații care pot fi avute în vedere în condițiile în care vom audia și partea vătămată, care în momentul de față este în spital la Roman, precum și membrii de familie, din câte am înțeles, toți sunt plecați în străinătate, în diferite țări europene și urmează să se întoarcă să stăm de vorbă și cu ei. A fost reținut pentru 24 de ore, mâine se va propune arestarea preventivă. Și urmează să definitivăm ancheta după ce vom obține și o constatare medico-legală a persoanei vătămate de la Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț. De ce e acuzat? Este acuzat de săvârșirea infracțiunii tentativă de omor. Este în mediul familial. Oricum, pedeapsa este mai mare decât cea obișnuită pentru o simplă tentativă de omor.